Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apăși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. De asemenea, te așteptăm pe grupul de Facebook oficial Seriale Turcești, link în descriere și pe pagina oficială de Instagram. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Infidelul, episodul 3, rezumat. Vă prezentăm rezumatul serialului turcesc Infidelul, episodul 3, difuzat de postul de televiziune Canal D, în data de 19 august 2022. Serialul Infidelul este difuzat de miercuri până vineri de la ora 20. Volcan îi zice lui Derin că o iubește, dar din nou îi cere timp. Derin se hotărăște din nou să facă avort și îi cere ajutorul lui Deria, pentru că vrea să meargă la o clinică din alt oraș ca să nu afle familia ei. Deria îi zice lui Asia, iar Asia crede că Volcan a ales-o pe ea și s-a despărțit de amanta lui. Petrece acea noapte fericită cu soțul ei, însă nu trece mult și îl prinde discutând la telefon cu Derin și își dă seama că nu s-au despărțit. Asia se duce dimineața la avocat pentru a deschide procesul de divorț. Avocatul îi zice că are nevoie de dovezi, că soțul ei e un șal, altfel va pierde jumătate din avere și poate și custodia copilului. Mai târziu, Asia o întâlnește pe Derin într-o librărie. Când vede că a cumpărat o carte despre creșterea bebelușului, își dă seama că a renunțat la avort. Îi spune că face o greșeală. Care încredere într-un bărbat care își înșală soția, și e șocată când Derin îi spune că ei nu au o aventură trecătoare, ci sunt împreună de 2 ani. Asia se interesează despre situația financiară și află că soțul ei și-a cumpărat o casă în urmă cu doi ani. Cea în care se întâlnește cu Derin: că firma lui este în pragul falimentului și care a retras banii pe care îi rezervaseră pentru educația lui Ali. Volcan se întâlnește cu Haluk și îi discută despre proiectul său. Deria vorbește cu Volcan despre relația lui cu Derin și îl sfătuiește să o părăsească, dar el îi zice că îl iubește pe ambele femei și nu o poate părăsi pe niciuna. Asia și Volcan sunt invitați la grătar de către Bahar și Mert. Asia, care e conștientă de sentimentele lui Mert pentru ea, o necăjește subtil pe Bahar făcând referire la asta. Spre seară, Volcan se scuză și pleacă la birou. Asia îl urmărește pe Volcan crezând că îl va prinde cu derin și vrea să-i filmeze, dar când ajunge, descoperă că el chiar lucrează. Apoi se duce la spital și îi povestește totul mamei lui Volcan. Merci Bahar își dau seama că Asia a aflat de trădarea soțului ei.